AUR condamnă decizia luată de Curtea Constituțională a României de invalidare a candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Mihai Negoescu, coordonator AUR Timiș, spune că se face o nedreptate care încalcă principiile democrației. A fost un atac asupra democrației, care nu cred că a mai avut un precedent din 89 încoace. Curtea Constituțională a României, unilateral și fără niciun fel de posibilitate de recurs, de împotrivire, a invalidat candidatura unui cetățean la președinția statului român. Este un lucru fără precedent. Nu ne interesează în mod special nici ce fel de relație am avut, nici ce fel de momente tensionate au fost în ceea ce ne privește la adresa noastră din partea respectivului candidat, respectivei candidate. Este vorba de Diana Iovanovici Șoșoacă. Dar ca și principiu, trebuie să ne respectăm linia pe care am pornit încă de acum 5 ani de zile și să avem foarte, foarte mare grijă la ce se întâmplă, că poate mâine ni se va întâmpla și nouă. Biroul Electoral Central a respins duminică seara înregistrarea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale, a doua încercare a președintei SOS, după ce Curtea Constituțională a României a scos-o din cursa pentru funcția de președinte al țării.